Bine v-am regăsit! Iată ce spunea Lucian Blaga în 1926. Mi-e cu neputință să găsesc cuvântul care se rezume lapidar paradoxul bănățean. Niciuna din provinciile românești nu are o cultură etnografică, anonimă, populară, atât de bine diferențiată ca Banatul, dar în același timp, niciuna din provinciile românești n-a dat așa de puține personalități ca Banatul. Iată ce spunea George Călinescu 2 ani mai târziu, în 1928. Dintre toate provinciile românești, Banatul e aceea în care elementul alogen este mai plin și mai multicolor. În fața acestei primejdii, metoda Melcului e cea mai nimerită. Localnicul bănățean ia o atitudine defensivă care oscilează între ironia compătimitoare și disprețul îndărătnic și se păstrează astfel nealterat. Această circumspecție conservatoare, spune Călinescu despre Banat, rămâne bănățeanului chiar și acum. În sfârșit, o altă notă care te izbește este supremația comunității asupra individului. Sociabilitatea bănățeanului are un caracter etic, pe când cea a munteanului are un caracter estetic. Deci undeva tot ce spunea Blaga, cu colectivitatea care face să nu răsară multe individualități. Ei, toate acestea pleacă de la Cornel Ungureanu, bine cunoscutul nostru critic literar timișorean, om din redacția Orizontului, acolo unde sunt Mircea Mihăie și Adriana Babeț, Daniel Vighi, Marcel Tolcea, Livius Ciocârlie și mulți alții. Cornel Ungureanu, literatura Banatului. Este un om care ne-a dat o istorie secretă a literaturii române și care este campionul geografiei literare în cadrul istoriei literare românești. Trebuie să vă spun că eu știu viața literară românească de vreo 40 de ani, destul de bine, mă laud eu, și niciodată n-am văzut așa o forță lobistică, așa o tenacitate de a pune presiune pe centru, pe capitală, pe București, din partea unei provincii, cum fac oamenii din Banat. Dar să vedeți că și acolo sunt lupte, că nu contează că ești timișorean. Timișorenii sunt altceva decât arădenii. Să vedeți pe Ioan Temorar cu Mircea Mihăieș cum se pară apele. Să vedeți cum se luptă bănățenii cu ardelenii, cum se luptă Clujul cu Sibiul și cum încearcă fiecare să trimită spre București personalități. Deci peste tot, că ești în Craiova, în Constanța, în Iași, în Brașov, toată lumea face lobby. Dar un lobby ca Banatul nu există. Și avem în acest cărțui toată literatura Banatului cu oameni de planul 2, cu oameni de prim plan, cu oameni care n-au avut nimic de a face cu specificul literaturii imperiale, care n-au avut nimic de a face cu nostalgia Imperiului, cu Danilo Kiș, Milan Kundera, Krenjanski, Ivo Andrici, oameni care doar s-au născut în Timișoara sau Banat, aici sunt trași chiar și Ana Blandiana, Nicolae Breban în acest loc. Deci începând cu ei și încheiind cu poezi precum Anghel Dumbărveanu, Nicolaus Berwanger, Ungureanu nu are niciun partipri ideologic, chiar sunt autori care au fost politruși de partid. Dacă au dat ceva viabil, cât de cât, într-un anumit volum de versuri, sunt prinși aici. Și sunt Ardealul și Banatul ca Românie inaugurală. Ioan Slavici, Aurel Popovici, Valeriu Braniște, Aron Cotruș, până la Virgil Nemoianu și Paul Eugen Banciu. Apoi, literatura graniței. Nicolae Stoica de Haseg, Eftimie Morgu, până la Maia Belciu. Ajungem la Cora Irineu, Alexandru Șebeleanu, Herta Müller și Acțiuni Grupe Banat, Anișoara, Odeanu, Sorin Titel, Liviu Ciocărlie, Adriana Babes, Radu Pavel Gheo, Petre Stoica, Anghel Dumbrăveanu, Șerban Foarță, Marcel Tutolcea, peste tot avem această literatură care este impregnată pe de o parte de multiculturalism, pentru că este o zonă în care sașii, vabii, ungurii, evrei, țigani, italieni au conlucrat cu românii și o ironie specială, acea etică a lui Max Weber pe care Virgil Nemoianu o detectează în filonul, în stilul Biedermeier.
una peste alta, cred că trebuie să mai vorbim și mâine despre capcanele, riscurile, ispitele și plăcerile geografiei literare. La revedere!